Președintele rus Vladimir Putin a declarat faptul că lansatoarele de rachetă din România și Polonia sunt o amenințare pentru Rusia. El a spus că cerințele lor de garantare a securității, printre care și retragerea NATO la granițele din 1997, au fost ignorate. Vladimir Putin a spus că răspunsurile primite din partea SUA și NATO privind garanțiile de securitate cerute de Rusia ignoră principalele solicitări ale Moscovei. El a prezentat lista cu principalele revendicări: sfârșitul politic de extindere a NATO, angajamentul de a nu desfășura arme ofensive în apropierea frontierelor ruse și retragerea pozițiilor militare ale alianței la aliniamentele din 1997, adică înainte ca organizația să-i primească pe foștii membri ai blocului comunist. În principiu, rușii au început-o de mult, deci și nu s-a întâmplat nimic până acum. Ei au pus niște condiții vechi ca să nu se extindă NATO până în România, în principiu. Nici unii, nici alții nu s-au ascultat reciproc. Ar fi fost foarte bine și cred că nu erau problemele astea de acum dacă cădeau la înțelegere atunci. Și, adică, cum să spun, respectau... Sigur că da. Credeți că NATO ar trebui să-și retragă forțele? Păi, dacă se întâmplă asta, îi dă apă la moară dincolo, la, știți? Și nici așa, nici așa. Mai bine să așteptăm așa cum este acum. Kremlinul susține că Occidentul și-a încălcat promisiunea făcută în anii 1990 de a nu extinde NATO, iar acum folosește această afirmație pentru a-și justifica amenințările de invadare a Ucrainei. E un interes personal al lor pentru ca ei ușor, ușor să se extindă, să-și arate forțele și în final să acapareze cât mai multe, zic eu, din punctul meu de vedere, din resursele naturale ale Ucrainei și chiar și România, că avem și noi resurse noastre în Marea Neagră și mai multe, și vor să fie aceia ei care să hotărască și să totul să fie să fim la mâna lor. Una dintre cererile consecvente ale Rusiei a fost ca Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să înceteze extinderea spre Est și să se angajeze să nu includă niciodată Kievul în Alianța de Securitate. Totuși, în contradicție cu dorințele Rusiei, NATO insistă pe ideea că are o politică deschisă pentru orice națiune care își îndeplinește criteriile de aderare. NATO ne-a băgat într-o situație foarte critică. Noi înainte cu Rusia aveam cel puțin 70% din comerțul exterior. Deci rușii își vedeau de treaba lor dacă NATO nu se întindea prea mult. Deci eu cred că ar trebui să ajungă la o înțelegere. Și NATO să nu se mai extindă și rușii își vor reveni. Deci pe ei nu-i deranjează că încă suntem în NATO, dar să nu ne înarmăm. Washingtonul acuză Moscova, care a concentrat 10.000 de militari în apropiere de frontiera cu Ucraina, că ar pregăti o invazie împotriva țării vecine. Rusia desminte orice intenție belicoasă și cere NATO să se retragă din vecinătatea Rusiei.